Există pe aici un donator! Poveștile de groază au fost preferatele micuților. Acestea i-au inspirat să realizeze și un nou dans, dansul scheleților. Ideea a pornit de la copiii pe care îi vedeți aici lângă mine. Sunt o generație nouă, dar o generație plină de idei. Inventivi și creativi sunt. Și ei mi-au spus de la începutul lunii octombrie, doamna, când facem și noi serbare de Halloween? Și pentru că am avut timp toată luna, au început să vină. Ba cu un dovleac sculptat la școală, ba cu fantome și fantomițe de toate culorile, chipuri mai vesele, chipuri mai triste, mai îngrozitoare. Și de așa a trebuit să mă pliez pe dorința lor și am venit aici. Ce este Halloween-ul și ce trebuie să facem în ziua acestei sărbători, aflăm de la Alessia și Antonia. Sărbătoarea aceasta este de la americani. Este copiat. Este o sărbătoare la care trebuie să sperăm. Și e o sărbătoare a morților. Există foarte multe costume. Dacă o ai în sânge, este foarte bine. Și e și distractiv. Mie îmi plac vrăjitoarele. De ce îți plac? Pentru că sunt juroase. Și ce fac ele așa? Transformă oameni. Dacă pe scenă copiii au menținut atmosfera, în sală părinții au fost spectatorii care au aplaudat la fiecare act spectaculos.